Deci eu am avut o discuție cu el. Eu față în față cu Dorin Cândea și cu Roxana Iliescu, înainte de alegeri n-am stat niciodată. Dar niciodată. N-am avut discuții. Eu pe cei doi face to face i-am cunoscut după alegeri. Una din chestiunile legate de Dorin Cândea și întrebări ale mele a fost, eu am spus lucrurile alea bazat pe informații care au venit dinspre presă. Mi-a spus că are cazierul alb. Eu vă spun ce... Doi, n-a venit pe listă, nu l-a propus PSD-ul. Nu eu l-am pus pe listă la PMP. Eu răspund de listele pe care eu și colegii mei le-am făcut noi, la PSD. Că așa am mai primit întrebări legate, domne, când era chestiunea cu UNPR-ul, cum te simți cu doi vicepreședinți, Bojin și Matei, paznic la dinozauri? Dar ce, eu i-am pus pe listă. Au primit votul cetățenilor, au luat 6 și ceva%, pentru că așa au vrut timișenii. Cei care au vrut să voteze altceva au votat PSD, au votat PNL, au votat ALDE, au votat UDMR, au votat ce au vrut fiecare. Că asta e democrația. Lista n-am făcut-o eu nici la UNPR, nici la PMP, nici la ALDE. Ce pot să vă... Fiu responsabil eu și colegii mei este despre lista PSD. Despre majoritate. Pentru că nu putem vorbi de o majoritate în Consiliul Județean. Și cred că eram îndreptățit de electorat datorită scorului pe care noi l-am obținut și câștigând alegerile să facem tot ceea ce putem să și fim în executivul de la Consiliul Județean. Vi se părea normal ca cineva care a luat 5 sau 6%, vă dau un exemplu, care a și circulat, datorită unor propuneri fantasmagorice venite, doar ca să nu fie cumva PSD-ul care a luat 37 și ceva vot direct, nu vorbesc de redistribuiri, să ia președinția Consiliului Județean? Asta e reprezentativitate? Totuși vorbim de votul unor oameni care aproape 40% au votat PSD-ul. Și atunci era normal să încercăm, nu doar eu, ci toți ceilalți, să facem o majoritate. A, că a venit domnul Falcă să o schimbe de la Arad la Timiș și că mare lider regional și să ne dea, nu mie, să le dea lecții celor de la PNL de aici, e treaba lor dacă le acceptă. Eu nu o să accept să vină cineva nici de la Arad, nici de la Caraș, nici de la Hunedoara să-mi dea lecții mie și colegilor mei cum să fac majoritățile în Timiș. Și acum majoritatea în Consiliul Județean de cât e? 23. Da, e treaba mea. Răspund eu de mișcările politice ale PMP-ului și UNPR-ului. Eu știu că în momentul ăsta de săptămâna viitoare UNPR-ul nu mai există. Dacă am citit bine ce a scris sau ce au declarat. Nu mai există. O să fie doar PMP. Și-a mărit numărul de consilieri județeni PMP-ul de la 2 la 5 prin această absorpție. Nu mă pune să fiu responsabil de mișcările politice ale celorlalți. Eu răspund și noi răspundem de ce facem noi. Și vreau să vă spun ceva și să vă uitați în oglindă vis-a-vis de ce s-a întâmplat la Consiliul Județean pe comisii, alegeri de președinți și de secretari față de Consiliul Local. Eu i-am chemat pe toți înainte, cei care am aflat că sunt... Sigur, la PNL mi-a fost mai dificil. Au venit 3.
când am zis să vină liderul de grup, au venit trei. Nu știu care dintre ei, dar erau trei. La UNEPR a venit unul, am zis, dom'le, e normal, e o majoritate, noi o să conducem patru comisii, voi conduceți trei. Vă rog să vă înțelegeți, nu mă interesează. Spre deosebire de ce s-a întâmplat la Consiliul Local. Și să știți că n-am de gând să schimb abordarea de a discuta, indiferent că e consilier PNL sau PSD, de a discuta proiectele administrative dincolo de culoarea politică. Și n-am să intru în capcane legate de politic în administrație. Sigur, o să încerc și sper să reușesc ca ce am promis în campanie să și realizez în mandatul de 4 ani. Ca să mai înlăturăm o șmecherie de campanie, ca să nu-i spun altcumva, care mă dădea că stau până în toamnă și din toamnă mă duc ministru și că vine... Nu știu, erau diversi nominalizați care o să vină în locul meu la Consiliul Județean, că nu o să stau eu așa. Păi, vă anunț încă o dată, am mai anunțat lucrul ăsta, că dacă am câștigat alegerile și am fost ales ca președinte de Consiliul Județean, am fost ales pentru 6 luni, ci pentru 4 ani. Și cu toate riscurile, cu toate ofertele, nu o să schimbăm acest lucru. Da.